Noi credem că la fel în țara vecină, în România, pe acest exemplu, fiindcă suntem martorii unei asemenea model, unei asemenea formule aplicate, am putea să formăm nouă majoritate parlamentară în jurul guvernului și în jurul obiectivelor acestui guvern, nu neapărat în jurul alianțelor politice. Acolo, dacă ați observat și dumneavoastră, două partide total opuse ideologic au votat împreună guvernul, fără să facă nicio alianță politică. Până la urmă, obiectivul principal al nostru acum este declanșarea reformelor și pentru asta trebuie să căutăm sprijin parlamentar cât mai consistent pentru noul guvern de care are nevoie Republica Moldova.